Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș a obținut de la Ministerul Turismului omologarea 42 de trasee turistice montane din masivele Căliman și Gurghiu, care însumează aproximativ 650 de kilometri. Echipa Salvamont a obținut certificarea după ce a primit o sesizare de la Ministerul Turismului, potrivit căreia în județ nu ar fi niciun traseu omologat. În 2008 am reușit să depunem 42 de dosare la Ministerul Turismului și în luna mai anul acesta au venit răspunsul că fiecare a fost omologat de către Minister. Fiecare traseu a fost marcat prin montarea 150 de indicatoare fiind efectuate măsurători GPS și întocmindu-se hărți cu ajutorul voluntarilor de la două asociații neguvernamentale. Singura problemă cu care se confruntă salvamontiștii mureșeni este vandalizarea tăblițelor cu care au fost marcate aceste trasee sau chiar decuparea de pe copaci a marcajelor vopsite noi facem traseele, curățăm, le vopsim, după care vine un cioban de pe munte sau un turist, așa numim noi pantofar, și exact o briceag sau un cuțit tai afară de pe pom marcajul respectiv. Salva Montiștile recomandă iubitorilor muntelui să folosească traseele marcate și să îi sesizeze dacă observă dispariția marcajelor de pe acestea.